allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets, and all their ill-begotten gains to make sure that they share in the pain of Putin's war. Americans have rallied to support the Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. Today, we remain united. We remain united in our purpose to keep pressure mounting on Putin and his war machine. Putin may be able to take a city, but he'll never be able to hold the country. Da, am revenit în direct, discutăm despre războiul economic în plină desfășurare. Este cu plânsete, este cu tragedii, cu ghilimele de rigoare, cu oligarhi blocați în aceste iahturi de lux, prin Seychelles, prin Cayman, pe acolo pe unde a prins războiul, pe toți americanii le blochează activele, discutăm despre averi incomensurabile. Spun specialiștii, analiștii că din Rusia s-au furat, da, două PIB-uri, da, dacă este să punem PIB-ul Rusiei, s-au furat probabil la 4.000 de miliarde de dolari bani scoși în afara Federației Ruse de către acești oligarhi din anturajul lui Vladimir Putin, pentru că afacerile în Rusia în ultimii 20 de ani s-au făcut cu girul acestui micro-țar, da, care, a cărui avere, de fapt, este estimată, spune Trezoria Statelor Unite, este și a estimată lui Vladimir Putin la peste 200 de miliarde de dolari. Le-au blocat iahturile, le-au blocat proprietățile și o să vedeți despre ce discutăm. Primul pe listă este Vagit Alekperov, care deține un iaht estimat la 900 de milioane de dolari, oameni buni. Doar factura de întreținere pentru asemenea proprietate este 10% din valoarea facturii, cât costă, deci 90 de milioane plătește doar taxe anuale Vagit Alekperov. Cine este Vagit Alekperov? Când mergeți la pompă și băgați petrol de la Lukoil, să știți că băgați un euro lui Vagit Alekperov în buzunar ca să-și plătească viața și întreținerea acestui vas care se numește, are și o denumire frumoasă, Galactica Supernova. Pe locul 2 este Alisher Usmanov, cu o proprietate, oameni buni, este un vas pe nume Dilbar de 600 de milioane de dolari, aproximativ 42 de kilometri la oră, este un vas mare, impresionant. Al treilea este Eclipsa, deținut de Roman Abramovici. Îl știți, cel cu echipa de fotbal, caută cumpărător pentru Chelsea, înțelegem, 162 de metri, 400 de milioane de dolari. Abramovici are 3 bucăți, da? Ăsta este cel mai scump, dar mai are și la 150 de milioane, ceva mai modest probabil când își face vacanțele astea mai low cost, ia iahtul de 200 de milioane. Albastru Quantic este un alt iaht de lux deținut de Sergei Galitski, care are heliport, jacuzzi, piscină, este deținătorul unui lanț de magazine Magnit. Averea lui este estimată doar la 3,5 miliarde de dolari. Iahtul A este a lui Andrei Melnichenko, este printre cei mai bogați oameni din Rusia, poate cel mai bogat, este patronul grupului Severstal, oțel, industrie grea, prieten foarte bun cu Vladimir Putin, evident. Despre el spuneam că plânge că este blocat într-un iaht în insule Seychelles. Cât valorează acest iaht A? Nu-i vedem în valoarea de piață, dar câteva sute de milioane de euro are și iahtul ăsta. Stelian, plâng și oligarhii în povestea asta. E o întrebare. Spuneau unii, care ar fi baza legală pentru care le pui propriile pe activele astea impresionante? Și discutăm și de apartamente, de case, de vile. Era, apropo de culoare, un mare realizator de televiziune de la Kremlin, care a izbucnit în direct, a plâns, mi-au sechestrat casa din Toscana. Avea și el o căsuță de 15 milioane de euro în Toscana și realizatorul de televiziune era oripilat de faptul că i-au sequestrat vila din Toscana. Deci, acum se vedem acum dacă pentru oligarhie la bine și la rău pentru Putin, pentru că la bine în sensul că au spoliat industriile Rusiei, au pus mâna pe active de mii de miliarde de dolari la prețuri foarte mici, cu ajutorul regimului lui Vladimir
Putin au transferat hălci din industria, din industrie, din servicii, din orice din Rusia către acești indivizi, care ulterior au transferat foarte mulți bani în afară și duc o viață opulentă. Trebuie să recunoaștem că o bună parte de timp, dar asta deja e de domeniul trecutului, oamenii ăștia au finanțat multă aristocrație, între ghilimele, din Occident. Dar acum, dacă s-au trezit, e foarte bine și dacă peste noapte, este fabulos pentru mine, eu sunt uimit de bucuros cum de la Statele Unite până la toate Statele Uniunii Europene le impun astfel de sancțiuni extrem de dure. Deci, practic, peste noapte ăștia ajung să fie faianțari în Spania sau în Franța, spre deosebire de ăștia ai noștri care încă mai păstrează. Mă gândesc numai la Mazăre, care a rămas cu niște bani, sau chiar și la Dragnea, au rămas cu niște bani. Oamenii ăștia fac parte din cercul apropiat al lui Putin. Există informații atât în cercurile de inteligență de afară, dar și în partea juridică, cum că ei au finanțat și sunt în strânsă conexiune, legătură cu dictatorul nebun care a invadat Ucraina și atunci instantaneu li se blochează asset-uri acolo, de la iahturi până la active financiare, vile, tot, pentru a pune presiune la rândul lor. Am greșit. Pe realizatorul de televiziune de la Moscova îl cheamă Vladimir Soloviev și au blocat vila de pe lacul Como din Italia de 15 milioane de euro. Știam suma că am citit cu atenție știrea. Alisher Usmanov i-a blocat tot așa un iaht de 800 de milioane de dolari și o vilă în Sardinia, o proprietate de fapt impresionantă acolo. Italienii s-au mișcat bine, Alexei Murdașov la fel și Gennadi Timchenko sunt oligarhii cărbunelui și a oțelului la fapt. Eu mă întreb, hai să vedem cum ne mișcăm noi, pentru că deja ce face ANAF-ul, ce face domnul deja Ciucă? La noi avem deja din ce am văzut public, domnul Ciucă a vorbit doar de trei firme, fără să ne să vedem declarația și e provocarea mea, a lansat-o și ieri. Poate un pic de curaj la Guvernul României, la domnul Cărbunaru, pe comunicarea publică. Informați cetățenii care sunt cele trei entități rusești care alimentează și finanțează regimul criminal al lui Putin. Da? Entități rusești cu regim fiscal în România, da? Cu sediu social fiscal în România, care, spune Ciucă, scoate bani în afară. Trei companii și două persoane fizice. Haideți să le vedem și noi, da? Dacă tot e cu transparență și toată lumea civilizată arată, da, țărilor lor aceste proprietăți, acești oligarhi, da, inventați și îmbogățiți de Putin, îi prezintă public și le blochează activele. Instituția care se ocupă de această problemă este ANAF-ul și, desigur, celelalte instituții și până în momentul de față au fost identificate trei entități și două persoane fizice. Suntem obligați ca să punem în aplicare deciziile care au fost luate la nivelul Uniunii Europene. Domnule Oprea, care sunt cele trei companii? Aveți vreo idee, vreo informație? Nu, și de unde secretomania asta? Să n-am idee despre cele trei companii. Cred că ne-i frică să ne dea în judecat. Lista companiilor rusești sau cu capital rusesc importante. Una dintre ele are sediu în Ploiești, orașul de unde vin. E vorba despre Lukoil, acolo dețin o rafinerie, peste 3.000 de angajați sunt acolo și foarte multe alte locuri de muncă pe orizontală în România. Ideea pe care o știu foarte clar de la Ministrul Finanțelor Publice... Și să înțeleg că le plângeți de milă pe angajaților. Nu spun cu răutate. Nu, sigur că îmi pasă de oamenii care sunt și care lucrează acolo în companie, pentru că ei lucrează în mod cinstit pentru o muncă și primesc salariul care este contravaloarea prestației muncii pe care o fac acolo. Și desigur că există o anumită îngrijorare. Însă, ceea ce știu foarte sigur de la Ministrul Finanțelor Adrian Căciu, pentru că am discutat subiectul acesta cu domnia sa, este că niciun leu, niciun euro nu va trece granițele României către zona rusească. Adică, evident că lucrurile acestea se urmăresc acum la nivelul finanțelor publice din România și la nivelul ANAF-ului
Și așa cum este acest efort colectiv al statelor membre din Uniunea Europeană, ale Statelor Unite ale Americii și ale altor țări care sunt parte a acestui efort de a bloca banii care pot finanța un război, lucrul acesta nu se întâmplă nici în România. Nici un leu, nici un ban nu pleacă spre astfel de zone. Păi, de ce? Eu înțeleg. Ați blocat activele rușilor pe teritoriul României sau urmează să, că n-am înțeles de la domnul Ciucă, că analizează guvernul prin ANAF să ia o decizie, domnule Stroie? Urmează să. Urmează în momentul de față se analizează și la fel cum au reacționat toți partenerii noștri internaționali, România va fi partea unei decuplări fără precedent a Rusiei de la economia globală. Este evident că trebuie să fim solidari, la fel ca toți cei care în momentul de față condamnăm încălcarea de către Rusia a ordinii internaționale și este evident că oricine își permite să calce în picioare dreptul internațional, legislația internațională, regulile lumii civilizate, trebuie sancționat. Și să știți că aceste sancțiuni la adresa Rusiei nu reprezintă neapărat un război economic declanșat de țările din zona occidentală, ci mai degrabă o delimitare față de ceea ce își permite Rusia să facă. România, din punctul meu de vedere, trebuie să fie un exemplu, de altfel și sub aspect de securitate și sub aspect economic pentru toată regiunea. Atâta de frumos vorbiți, cum se spune, vă mulțumesc, da, la noi în Ardeal, vorbiți foarte frumos. Marea problemă este, și nu vă fac o critică dumneavoastră că sunteți la putere, statul român și diversele guverne s-au comportat foarte ciudat vis-a-vis de capitalul rusesc. Și să vă dau un exemplu. În anii 2000, când era Dian Năstase de la PSD premier, ne-am privatizat industria grea, deci noi semnam tratatul de aderare la NATO și cu mâna stângă dădeam fabricile rușilor, de la Mercel, de la Conares Trading, 5 mari fabrici, Câmpia Turzii, Costârgoviște, da, și alte companii de... Vorbește de tablă. E foarte important aici să menționăm și așa mai departe, în acest context, dădeam rușilor, exact, în acest și mai dădeam și bine, Alos Latina, nu, și o să discutăm imediat. Apropo de Mecel, e foarte bine să aducem în discuție, chiar am fost acum de curând la Târgoviște, la COS, acolo am avut o instalație cumpărată cu bani grei care fabrica oțeluri speciale pentru tunuri, pentru inclusiv pentru tancuri, da? Corect. Pentru tancuri. Ei, ce a făcut rusul după ce a preluat la preț de dumping ce a făcut rusul? A scos-o foarte frumos, bine mersi, din țară și a dus-o în Rusia, înțelegi? Fără ca vreo autoritate a acestui stat, care, cum ai spus tu, cu o mână semna aderarea la NATO, cu cealaltă dădea rusului posibilitatea să scoată acea instalație strategică, să o scoată și să o ducă în Rusia. Din informațiile mele, da, este un scandal mare în desfășurare, care are în vizor compania Alros Latina. Pentru că acolo este acționar majoritar cu vreo 51% Vitali Macinski, familia lui, printr-un offshore din Cipru. Și o să rog pe colegi să dea investigația din publicația de fapt.ro a lui Petru Zoltan. Problema însă este că la Alros Latina mai este acționar fondul de pensii private al României. Adică fondurile noastre private de pensii au fost investite de băieții ăștia deștepți de la NN Pensii, tocmai alături de Macinski cu Alros Latina. Și aici am măgăreața mare pentru anumiți politicieni și anumite păduri, da, instituțiile cu păduri, sunt băgați și frații Pavel de la Dedeman. Mari magnați, mari moguri din județul Bacău, da, îi cunoaște bine Vladimir Ionaș, oameni care se mișcă în piața asta specifică foarte, foarte bine, Dedeman, o afacere mare, au băgat și ăia câteva sute de milioane de euro alături de rușii de la Alros Latina, de familia Macinski. 25% deține familia Pavel din Alro și pensiile românilor, da, sunt investite la Alros Latina, o companie care teoretic trebuie băgată sub sancțiuni, pentru că este afacere rusească, este deținută de familia Macinski, apropiată de regimul lui Putin, este și o companie de importanță strategică pentru că produce aluminiu, un bun extrem de valoros, cu o cheltuială de energie foarte mare. Și vedem aici toate datele. Cu Darius Vâlcov, nu mai spunem că au dat guvernele României ajutor de stat rușilor, da, de vreun miliard de lei, vreo 200 de milioane de euro. Doar în ultimii patru ani. În ultimii patru ani pentru Alros Latina.
O să-mi spuneți, domnule, sunt angajați, sunt locuri de muncă, așa este. Dar întrebarea este, cine a fost deșteptul să facă expunere pe banii pensiilor private ale românilor să investească în Arlo Slatina? Cine a băgat pe ea pe Dedemani în afacerea Arlo Slatina? O altă întrebare, cine a dat girul ca banii românilor, da, să fie investiți alături de oligarhul Macinski la Arlo Slatina? Unde mai pui că acest Macinski, îl vedeți aici, intermediază tot importul de gaze din Federația Rusă în România. Omul este samsar de gaze. Fiecare metru cub de gaze din Federația Rusă care intră în România, îl taxează și îl dijmuiește Macinski și și-a comision de șmecher. Pentru că România nu cumpără direct de la Gazprom, cumpără prin Macinski. Și aici înțeleg că este un mare scandal în desfășurare, că dacă pui ALRO sub sechestru, cum cere America și cere Europa, îl blochezi și pe Dedeman, îl blochezi și pe fondul de pensii, NN Pensii, da? Adică banii de pensii ai românilor. Domnul Oprea, ce știți despre acest caz ALRO Slatina? Nu am informații. În afară de locurile de muncă. Nu am informații despre ALRO Slatina, știu subiectul legat de locurile de muncă, pentru că atunci când criza energetică a lovit România și scumpirile, au fost proteste la ALRO Slatina, oamenii ieșind în stradă pe bună dreptate pentru că și-au văzut locurile de muncă în pericol. Și da, pentru zona respectivă este o problemă majoră. Oamenii acolo lucrând corect, lucrând cinstit, chiar n-au nicio vină. Niciunul dintre cei care lucrează în astfel de companii nu poartă vreo vină, ci pur și simplu și-au găsit domnul un loc Oprea, de muncă. Acum, cu toată simpatia, și fotbaliștii de la Chelsea joacă cât se poate de cinstit, dar sunt sub contract cu Abramovici. Eu n-am văzut în Europa sechestre, am văzut pe lux, am văzut sechestre pe iahturi, am văzut sechestre pe conturi, am văzut sechestre pe... Am văzut în același timp faptul că foarte multe companii de renume multinaționale, evident că au pierderi foarte mari, care s-au retras din Rusia sau care își retrag participațiile din diverse afaceri unde erau împreună cu asta, dacă domnul vorbim Stoie, despre companiile petroliere, de guvernare... dacă vorbim despre companiile, toate s-au retras din Rusia și cred că este o măsură corectă. Păi și noi ce facem, domnul Stoie? Domnul Oprea are o poziție mai nuanțată, așa? Noastră cum vă raportați la chestiunea asta? Care chestiunea este simplă? Că... blocați activele entităților rusești de pe teritoriul României. Asta e decizia geopolitică. E și o decizie oarecum. Acum, ANAF, repet, nu fac un proces de intenție. Dar de bună seamă să știe oamenii că în Rusia nu poți face afaceri, tu oligar sau mare om de afaceri, fără binecuvântarea regimului. Și de regulă, dacă îți dă regimul Putin binecuvântare să faci afaceri, trebuie să sprijin regimul. Să fie sistemul de putere. Evident, nu există dubii. Da, Putin nu operează cu nuanțe și n-a operat. Cine a comentat? În Siberia. Hodorkovski, toți băieții care nu s-au supus au fost băgați la pușcărie și averile confiscate. N-aș comenta situații specifice. N-am ajuns însă în situația să, eu știu, acționăm asupra cel mai mare combinat de producători de aluminiu din Europa de Est, din câte știu, cel de la Slatina. Dar în mod evident că acest sistem de putere care finanțează acest război în care milioane de oameni, vedeți, fug din calea lui și alte milioane, probabil, Doamne ferește, sunt direct implicați, trebuie oprit. Știu, măsurile sunt dureroase, s-ar putea să avem mari surprize, nu numai la nivel de economie europeană, ci la nivel de economie globală. Nimic din punctul meu de vedere nu e cum mai se pare ideea, apropo de discuția asta, de a naționaliza anumite compensări? Cum vi se pare ideea de a naționaliza aceste active? Asta este o decizie care ține mai degrabă de, eu știu, o politică națională, pe când din punctul meu de vedere, în momentul de față, soluțiile sunt gândite la nivel global mai degrabă. Atât timp cât aceste acțiuni sunt asumate și vin partea responsabilității și angajamentelor fiecărui stat în parte că vor contribui la instaurarea păcii, probabil și viitoarele compensații sau viitoarele soluții care țin de o anumită, eu știu, naționalizare, cum spuneți dumneavoastră, acestor companii, tot din această zonă va veni. Din punctul meu de vedere, trebuie acționat unitar peste tot. Adică statele trebuie să fie, evident,
mână în mână când vorbim de aceste măsuri, cum la fel statele trebuie să împartă povara acestor blocaje economice, la fel împreună. Noi avem acum, avem acum două componente de bază. Una da, este protecția oferită de NATO, suntem membri NATO și membri ai Uniunii Europene. Cu certitudine, la nivelul Uniunii Europene, este și va fi o politică coerentă referitoare la toate aceste sancțiuni. Ați văzut că deja au fost anunțate foarte multe dintre ele, dar probabil că vor mai veni, inclusiv detaliile referitoare la cum se aplică aceste sancțiuni. Ca stat membru al Uniunii Europene, cu certitudine că vom aplica aceste sancțiuni, pentru că dacă este o politică coerentă la nivelul Uniunii Europene și la nivelul NATO, suntem parte, suntem membri și vom fi acolo. Haideți să ne uităm exact care sunt deciziile care se vor lua împreună și vom afla răspunsul la întrebarea dumneavoastră, cred eu, într-un timp foarte scurt. Dar n-ar trebui totuși să uităm generozitatea statului român în perioada 2016-2021 vis-a-vis de euro. Nu există, și m-am uitat, că eu am scris ancheta din Newsweek, nu există investitor autohton de nume, de orice dimensiune și nici companie multinațională străină care să fi beneficiat de un asemenea ajutor de stat din partea statului român, cum a beneficiat acest oligarh rus. Și nu e singurul, da? Mai sunt mulți alții, dar informațiile le smulți cu cleștere de la Consiliul Concurenței. Mai e și el de la TMK Artrom, care la fel are o bucată din industria siderurgică, da? Statul român, cineva din statul român, da, a dat foarte mulți bani și a fost foarte, foarte generos. Înainte să izbucnească criza energetică la sfârșitul lui 2021, Aldro primise sute de milioane de lei drept compensație pentru, așa zisa, majorarea prețului la energie electrică, da? Lucruri care ar trebui să ridice semne de întrebare majore pentru cei care au aprobat astfel de scheme de ajutor de stat cu o larghețe nemărginită, da? Știind în același timp, cum ai spus și tu, că domnul Maceschi se ocupă și cu importul de gaze, da? Și că este unul dintre preferații Gazpromului pentru piața românească, da? Gazprom are vreo 2-3 firme care operează. Deci nu poți scoate o moleculă de gaz din Federația Rusă fără binecuvântarea lui Putin, da? Gazpromul este pușculița lui Vladimir Putin și pușculița regimului. Înainte, acum câțiva ani, exista o companie germano-rusească, Wintershall, prin care se făcea intermedierea de gaze. Nimeni nu știa cine este proprietarul acestei companii și, pe nebăgate de seamă, foarte discret, a intrat acest Vitali Macinski în intermedierea de gaze, evident cu binecuvântarea Kremlinului. Macinski este cel care în 2006, și dacă aveți curiozitate să intrați pe site-ul CRJI.org, este site-ul Centrului Român pentru Jurnalism de Investigații, în 2006 au prezentat modalitățile frauduloase prin care Macinski și Krasner, un tip cu legături în Israel și România, au preluat fraudulos al Roslatina la momentul respectiv. Nu uitați că al Roslatina a fost implicată și în scandalul cu energie, cu băieții deștepți, cu dosare penale pe Radicot, o întreagă sagă. Vladimir, știai că o parte din bănuții tăi din pensia privată, da, din ce se reține din contribuțiile noastre la pilonul 2 de pensii, administrat de celebra compania NN Pensii, da, fosta ING, o parte din bănuți au fost plasați alături de ruși acolo, la Al Roslatina. Nu am pensia la din bănuții NN. Noștri de... Nu am pensia la NN. E în altă parte. Companie. Ok. O să fiu poate avocatul că, diavolului aici. Poate că ți-au plasat la Lukoil. Da. Eu m-am uitat și în Germania, și în Franța, și în Belgia, de exemplu, care au fost măsurile luate. Niciuna dintre țările europene, dintre cele la care m-am uitat, nu au închis companii în care ruși sau companii rusești au acțiuni și au foarte mulți angajați pe teritoriul acelei țări. Niciuna. Pentru că, în primul rând, faci să sufere proprii cetățeni. În schimb, ce au făcut, le-au blocat posibilitatea să scoată bani din companii pentru o perioadă de timp nedeterminată. Germania, asta a fost prima decizie pe care a luat-o. În al doilea rând, aici e de apreciat dacă statul, prin anumite instituții, a avut vreo implicare. În companiile importante din punct de vedere strategic, este normal să încerci să inserezi cetățeni potenți din punct de vedere financiar români. Implicarea fraților Pavel în
companie, având un procent foarte destul de important, e un lucru bun. Poate cu timpul ar fi reușit să obțină, să cumpere, să aibă majoritate. Mie mi se pare un lucru bun. Canada îl face de sute de ani, de zeci de ani. Toate țările fac lucrul ăsta. Toate țările au niște oameni foarte bogați. Informațiile mele, și repet, dacă cei de la Dedeman se simt lezați pe tipul ăsta de dezbatere din seara asta, au posibilitatea să trimită un drept la replică să explice cum au intrat în Arlo. Care este legătura între Dedeman și Vitali Macinski? Nu le fac un proces de intenție, dar ideea este următoarea. Dacă este să aplicăm genul ăsta de sancțiuni, trebuie să ne uităm și să punem aceste sancțiuni și pe Arlo Slatina. Dar ce facem că pe judicien și pe Dedeman, care este român de Arlo? Nu poți să aplici astfel de sancțiuni pe bonusurile, pe profitul companiilor românești. Nu ai cum. Pe partea aia de profit, da? Nu lași pe rus să scoată banii din companie. Ok, asta poate să facă ANAF-ul, presupun, prin metode pe care ei le știu. Dar nu poți acum să-l faci pe ăla 25% din companie. Adică să transfere banii în Federația Rusă. Și acum Dedeman, până la urmă, e cel mai cunoscut brand românesc, da? De succes al ultimilor ani. Acum nu putem să-i băgăm că au vreo treabă cu rușii. Chiar nu. Adică, pe cum le-au treabă cu rușii? Păi s-a asociat cu rușii, dar uite ce treabă. Păi sunt acționari într-o companie, dar asta înseamnă că trimite-i banii în Rusia sau ce legătură. Vladimir. Fac afaceri împreună cu rușii. Păi fac, tu ai firme de sondare cu niște cetățeni ruși. Dar eu am mai spus lucrul ăsta. Mă uitam de curiozitate să văd cine mai acționar. Știți cine mai acționar? Cine? Lalo, fondul proprietar. Fondul proprietar. Foarte bine. Păi, și atunci, dacă foarte facem aceeași analogie, înseamnă că adică și americanii sunt... Să știți, e o situație foarte complicată, domnule Oprea. Mai intra fiecare acolo, da? Frații Pavel au decis să cumpere acțiunile de pe bursă, iar nu fondul proprietatea... Haideți, acum nu mai poate nimeni să... L-a primit. Fondul proprietatea n-a cumpărat. Au ales să fie asociați cu Macinski. Repet, fără să facem un proces de intenție, da? E o situație complicată. Știu că se discută la nivelul guvernului. Situația ALRO, pentru că e complicată. Nici Dedemanii nu sunt singuri pe stradă în România, companie mare, cel mai mare brand românesc. Ideea este următoarea. Cum s-au gândit Dedemanii să se asocieze tocmai cu principalul intermediar de gaze al Gazpromului în România, care înseamnă regimul Putin 100%. Nu există dubii că Macinski aduce gaz de la Gazprom în România fără binecuvântarea lui Putin. Asta este o evidență. Până să înceapă războiul, făcea toată lumea asta afaceri cu ruși? Făceau americanii, făceau nemții. Nemții fac și azi, asta e diferent, dar nu se supără nimeni. Ei nu mai pot să facă. Ideea e dacă noi vrem să continuăm. Păi stați puțin. Noi mai continuăm să facem afaceri cu rușii. Să renunțe la 25% din acțiuni, să le arunce și să plece acasă? Pauză. Dacă îi dă statul banii, probabil o să plece. Da. Să-i dă statul român banii. Nu știu, există naționalizare, există alte pârghii. Da. Interesantă discuție, o să vedem ce se întâmplă la Arlo Slatina. Am discutat despre Arlo Slatina pentru că am observat, apropo și foarte pe scurt, există o retorică, da? Există un lider de sindicat de la Arlo Slatina care a adus oamenii în fața guvernului, șantajând guvernul României ca să primească în continuare ajutoare de stat și energie preferențială. Da? Și au primit. De la guvern, de la acest guvern, da, au primit cu câteva zile înainte să înceapă războiul, da, în Ucraina, ei au primit încă 82 de milioane de euro și spuneau acolo că din acest pachet merge o bucată către Azov Mureș și acolo sunt niște turci, o bucată către Arlo. Pentru că nu e așa, Vitali Macinski trebuie să beneficieze și el. Pauză comercială, un discurs extrem de dur al președintelui Ucrainei, tocmai împotriva NATO, dacă vă vine să credeți, repet, sunt situații complicate în desfășurare. Președintele Ucrainei nu mai dorește integrarea NATO, iar astăzi, după 13 zile de conflict, a spus că este dispus să negocieze cu Putin situația celor două regiuni, de la care teoretic a început și conflagrația regiunile Donetsk și Luganț. A discutat despre viitorul acestor două regiuni în componența Ucrainei. Pauză și revenim. Regarding NATO, I have
I have cooled down regarding this question a long time ago. There, after we understood that Russia is not that NATO is not prepared to accept Ukraine, the alliance is afraid of controversial things and confrontation with Russia. First, I'm ready for a dialogue. We are not ready for the capitulation because it's not me. This is about the people who elected me. We can discuss and find a compromise on how these territories will live on. În ultimele două zile, Vladimir Zelenski vine cu declarații nuanțate, ați văzut-o pe cea legată de NATO, că renunță la ideea asta. A introdus în discuție astăzi, într-un discurs în fața Parlamentului Britanic, posibilitatea de a se pune la masa dialogului cu Rusia, cu Putin, pentru a discuta despre cele două regiuni, Donetsk și Lugansk. Este cât se poate de evident că după 13 zile, și președintele Ucrainei și Ucraina rezistă cu mare greutate, deși, repet, Europa și Statele Unite sunt implicate, dar cât se poate de dur în acest război, în special pe zona de sancțiuni. Am discutat în pauză, Vladimir, despre armament. Înțeleg că polonezii o să le pună la dispoziție avioane ucrainenilor, avioane rusești pe care să le poată pilota ucrainenii, pentru că nu pot pilota F-uri și alte avioane tehnică NATO. Migurile pe care le are Polonia nu le pune la dispoziția Ucrainei, au găsit o altă soluție, le pun la dispoziția Guvernului Statelor Unite și le dau mută la baza Statelor Unite din Germania și probabil Statele Unite vor lua decizia să le dea Ucrainei. Și cum ajung pe teritoriul ucrainean? În zbor. În zbor până la Liov. Partea din vest oricum nu e controlată de sub nicio formă de Federația Rusă. Atunci e destul de ușor și asumă Statele Unite acest lucru, pentru că erau acele discuții despre riscul foarte mare pe care și-l asuma Polonia sau celelalte țări din regiune dacă dădeau direct aceste avioane sau armament Ucraine. Și atunci riscul Statele Unite și asumă... Risc? Care risc? Pentru că rușii până să ajungă la granița cu Polonia trebuie să mai cucerească jumătate de Ucraina și greu de crezut că vor ajunge pe la Liov în perioada următoare. Pot ajunge din Belarus, unde au arme, unde au deja trupe. Și... Tu chiar vezi pe Vladimir Putin la ce situație este în teren să mai îndrăznească, că am văzut știri despre atacarea Moldovei. Un general, fost general american, a spus că un scenariu poate fi ocuparea Moldovei, a Tiraspolului, o acțiune poate împotriva Poloniei. Crezi că își permite Vladimir Putin la cum arată situația Vladimir în teren? Putin în momentul ăsta nu mai are nimic de pierdut. Nu mai are nimic de pierdut, este într-o situație de criză. Din păcate pentru el, strategia asta pe care a avut-o cu Ucraina e un eșec total. Cineva, cine i-a dat informațiile, l-a mințit și avea cu totul alte așteptări. E clar că așteptările lui și a celor care au organizat această invazie era să se repete scenariul din 2014-2015 cu Crimea. Nu se aștepta ca armata Ucrainei și populația să fie pregătită atât de bine. Erau informații care circulau, mai ales în vest, legat de pregătirea pentru război de gherilă a armatei Ucrainei de către Statele Unite și Marea Britanie. Mă mir că rușii nu au avut astfel de informații. Pentru mine, oricum, acest război e o surpriză mare, pentru că ce știam din informații publice și din ce am citit, armata Federației Ruse arăta altfel. E deplorabil ceea ce am văzut până acum. E o surpriză. De fapt, nu e o surpriză pentru cei care cunosc poporul ucrainean, dar e o surpriză că au reușit să reziste atât de mult, probabil și prin ajutorul pe care l-au oferit țările occidentale. Cum se va termina e foarte greu de spus. Eu am mai spus lucrul ăsta. Eu nu cred în povestea cu posibilitatea oligarhilor din Federația Rusă să-l răstoarne pe Vladimir Putin, pentru că, spre deosebire de vechea gardă de oligarhi din vremea lui Yeltsin, aceștia nu sunt creați pe propriile puteri, ci sunt creații 100% a lui Vladimir Putin și a FSB-ului. Foștii oligarhi nu mai există, fie au fost lichidați, fie sunt prin închisori sau nu mai au putere financiară. Deci mi-e greu să cred că există vreo posibilitate. Acea posibilitate pe care o speram și eu, ca să existe o revoltă masivă a populației vis-a-vis de acest război, dispare odată cu toate schimbările legislative din Federația Rusă. Astăzi, dacă ieși la protest
împotriva războiului, pe lângă faptul că riști între 5 și 15 ani poți fi trimis și în prima linie din front. Cam așa s-au schimbat legile în Federația Rusă, deci e destul de dificil. Bun, dacă te trimite în prima linie din front, dezertezi, presupun că... Dezertezi, dar din ce spuneau soldații prinși de către Ucraina, te cam împușcă chiar ofițerii Federației Ruse. Deci e cam greu să faci lucrul ăsta. Bun, am văzut din nou imagine, apropo de erorile războiului, cum a atacat cordonul de refugiați care ieșea din Mariupol. Continuă și am amintit și în prima parte a emisiunii tendința presei de a folosi imagini cu copii, cu civili care fug din calea războiului, care intră pe granițe, copii abandonați. Războiul, da, discutam, are conotația asta că armata rusă e dispusă într-o barbarie fără precedent în Europa de la al doilea război mondial să omoare civili și copii, da? Peste 60 de copii uciși, da? Raportează autoritățile ucrainene, dacă este să le credem cu acuratețe. Ce sens vezi la chestiile astea? Pentru că e clar că o strategie de a ocupa și de a administra Ucraina nu mai poate fi luată în calcul de Vladimir Putin, în sensul în care a ucis și ucide civili și populație nenarmată. Practic îi decimează, îi omoară acolo, repet, pe civili. Deci nu vrea probabil să administreze, să stăpânească Ucraina. Vrea să o distrugă, să o anihileze. Asta să fie logica. Da? Da, eu cred că vrea să aducă Siria și Cecenia în inima Europei. Altfel nu înțelege astfel de atrocități. Nu înțelegi cum transformă o țară suverană și independentă într-o satrapie, da? Asta este pur și simplu Ucraina pentru acest dictator nebun de la Moscova. Nu există niciun fel de rațiune pentru a ataca, văd din știri, dar a ataca în mod deliberat zone cu zone, a atacat casele oamenilor, blocuri, casele lor, de a omorâ civili, de a pune pe drum, de a pune în pribegie milioane și milioane de ucraineni. Pentru și noi ce? Ne puneam problema dacă, nu știu, să naționalizăm activele rusești, noi ne puneam problema, nu știu, dacă intrăm cu forță, cu sancțiuni pe entitățile rusești din România. Deci noi avem aici un regim criminal care omoară populație nevinovată, nerespectând, și spunea bine premierul Ciuc acum două zile, nerespectând nici măcar onoarea aia războiului, că există războiul ăsta cu toate atrocitățile lui, există un fel de onoare militară. Se bat soldații cu soldații, echipamente militare, te confrunți cu cel care are arma în mână. Nu omor copii, nu omor femei, nu omori oameni care fug, da? Le dai senzația că le deschizi un coridor umanitar să plece din Mariupol, ies amărâții din Mariupol și tragi în ei. Da? Sau le faci cordonul ăsta, le faci către Rusia, de fapt, practic tu iei ostatici. Da, sau către Belarus. Exact. Da? Asemenea atrocități comise de armata rusă acolo nu pot rămâne fără niciun fel de consecință. Iar știi cum e? Mie mi se pare că încă există în statul român o coloană cincea care joacă la două capete și închipuie, într-un fel, habar n-am cum și închipuie că vor scăpa din această poveste. Când americanii sunt determinați să îl aducă pe Putin. Există o ambiguitate în discurs, o atitudine șovăielnică din partea unora. Există o timiditate în a anunța măsuri ferme, da? În a anunța, uite, povestea asta cu Migurile 29, da? Ar fi trebuit să zică Zelenski, băi, eu n-am nevoie de Migurile voastre 21. N-am nevoie de Migur 21 pentru că piloții mei nu știu să le piloteze, pentru că sunt niște vechituri de acum 30, mai mult, 40-50 de ani, da? Nu există o ofertă din partea României, indiferent de ce animozități am avut noi cu ucrainenii în trecut. Important, mai ales prin prisma acestor animozități, să le oferi un ajutor și să oferi o mână întinsă din omenie acestor oameni puși pe drumuri de către un dictator nebun. Și ar fi trebuit, apropo de ajutor, orice este de ajutor unui regim, și îl înțelegi, unui regim aflat sub tirul bombardamentelor unui invadator, da? Ar fi trebuit cineva din statul român să ofere acest ajutor, să zică Zelenski, bă, n-am nevoie de ele. Dar din partea statului român pare așa o timiditate dublată de o complicitate a unor cozi de topor ale Moscovei. Uite, îți mai dau o chestie greu de înțeles, o atitudine
ambivalentă, șovăielnică a statului român. La nivel de Minister de Finanțe există un domn pe care îl cheamă Alin Chitu. Chitu, îl cunoaște domnul Stroie, da? Este secretar de stat în Ministerul de Finanțe, da? Domnul Alin Chitu este reprezentantul Ministerului de Finanțe în Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre. Este banca lui Vladimir Putin, în care România, ca așa i-a trecut prin capul lui Vâlcov și Teodorovici când erau miniștri la finanțe, România are 14%. Deci Putin a făcut un fel de bancă de asta a Mării Negre, în care țările riverane Mării Negre sunt acționari. Și din partea statului român este liberalul Alin Chitu, secretar de stat, este reprezentant în Consiliul de Administrație al Băncii Rusești, în care România mai are 14%. Păi, oameni buni, sunteți întregi la cap? Chitu, dă-ți demisia repede, România trebuie să se retragă de acolo. Noi în continuare stăm și cu NATO, stăm și cu Europa, ba să lăsăm pe Marcinski cu banii, vedem ce face cu Alro, da? Și dau un contrareplic acum că am ajuns din nou la subiectul de înainte pauză, domnului Oprea. Deci, bună parte din aluminiu produs la Alro, domnule Oprea, este trimis la export. România nu are nimic de câștigat. Nu este băgat aluminiu în fluxurile noastre tehnologice. Dacă s-ar fi aplicat, dacă banii din subvențiile pe care statul român le-a dat către Alro Slatina, da, în ultimii 4 ani erau direcți dați angajaților de acolo, fiecare ar fi primit la pic câte 83.000 de euro, cei 2.400 de angajați. Deci povestea este că dacă lucrează România acolo și au locuri de muncă, este nuanțată. Da? Deci, repet, ei fac lon de aluminiu. Tot aluminiu pe care îl produc cu ajutorul statului român, cu financiar, îl scot în afara țării și îl vând și fac profituri. Și mai primesc și ajutor de stat din partea guvernului, iar profitul pe care Alro Slatina îl declară la fiscul român, da, este cam cât primește ajutor de stat din partea statului român. Nu mi se pare o afacere foarte deșteaptă în beneficiul statului român. Domnule, da, domnul Năstirea, dumneavoastră credeți că fluxurile acestea de bunuri, de mărfuri și mai ales de numerar nu sunt monitorizate? Aveți această credință? Păi nu știu. Vă spun sigur că sunt monitorizate tot timpul și cu certitudine nu sunt monitorizate doar de noi. Lucrurile acestea și deciziile acestea se iau în acest angrenaj al NATO și în interiorul Uniunii Europene. De aceea v-am spus că în momentul în care, banca, momentul în care, în momentul în care vor fi luate decizii foarte clare asupra acestor măsuri, cu certitudine și România va lua parte și va fi activă în acest domeniu. Deci, na, îl știți? Știați povestea cu domnul Chitu, cu banca Mării Negre? S-au retras că mai era aia BI. Aia mare în care e prima oră când au BI. Dar de ce nu este domnul ăsta? De ce nu este domnul de la finanță să ne zică, bă, mai e încă o bancă, alo, trebuie să ieșim și de aici, gata, la revedere. Eu nu văd rostul unei implicări a noastre în instrumente financiare rusești, mai ales în contextul ăsta în care trăim. Prezența unei sau alte, acolo probabil statul român ar fi trebuit să-și desemneze reprezentanți. Știu de demersurile însă domnului Teodorovici la vremea respectivă, însu a avut un mare interes în a restabili acest punct, aceste puncte de legătură cu Federația Rusă și la nivel financiar, dar în momentul de față eu consider că s-a schimbat lumea. Mulțumesc domnilor pentru prezență. S-a schimbat lumea și cred că și România ar trebui să renunțe la atitudinile astea ciudate, dar cel puțin ciudate. Mulțumesc că ne-ați urmărit, urmează Știrile Nopții, ne revedem mâine la ora 21. Sănătate multă! Numai bine!